planuri. Nu, mai a simțit să stea cu tine acolo și când i-ai spus asta, poate a simțit că vrei să scapi de ea. Dar tu ce faci mai? Faci pași către treia? Trebuie să... Păi, mă dau înapoi? Păi, așa mi s-a părut. Cum? Așa mi s-a părut. Păi au avut și ei un moment. Nu poți să vin așa, ai fetiță, vină cu mine. Ai fetiță cu mine în pădure. Păi dacă venea așa și dacă vrea să meargă, nu știu dacă nu venea. Te vezi, era urât, de urât. Dacă el... Hai? Oricum, te-am văzut că ai intervenit un pic și ai zis, oh, stați de vorbă, scuzați-mă. A, stai cu ăsta de vorbă. Aiurea ce faci? Hai fetiță. Cu ăsta, nu era normal. Cu ăsta, mă, am mai avut eu niște discuții pe tot... pronumele ăsta. Lasă că la tine a fost altfel. Îți dați-mi traducere la ce ce când am da, nici, cu nici a... asta. Nu. El nici acum nu știe. Eu te știu. Cine se mai crede și asta să-mi facă figurile astea aici? Gata, de mâine și eu mă întâlnesc cu cine vreau și astea. Așa erai. Și erai nervos, rău. A mai fost o săptămână subiect pe chestia asta. Da. I-a zis Radu Kingă, i-a zis asta când vorbea cu noi. Da, dar am spus asta în loc de nume, n-am spus asta. Da, știu, da, am și frumos. Cine se mai crede și asta? Am spus, am văzut și ediția, am văzut tot. Da. Ai spus asta, asta frumos, nu? Da. Da. Are și o formă frumoasă asta. Da. Îi spune fete asta. Bine, după... Dar dacă spune bă... E urât. Ascultă, nu când, mi se când pare zice, fii atent. Radule. Fii atent, dacă erai șmecher... Deja ești bărbat, dacă faci bă, șalu. Dar tu când ai făcut bă, fetelor, era într-o, am văzut și pe net. Ai zis că tu, bă, fetelor, era în conexiune. Păi și tu când, dacă le zici, măi, uite, dacă zici, măi, 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 fă, să-i zici fă. Păi nu, ascultă, eu dacă eram în tine și vreau să mă scot, dacă zic, bă, luam clipul de pe internet, fraza aia, puneam subtitrare și scriam, băi, asta, și puneam o paranteză. Fată drăguță, superbă, da, sociabilă, iubitoare. Sociabilă, iubitoare, așa și închideam paranteza și continuam subtitrarea, înțelegi? Numai acolo la fraza aia. Și atunci te scoteai. Tot nu era motiv de așa mare da, supărare. Da, suntem mult mai răbunim. Adică, mă, da, dar normal, mă comportasem frumos cu ea 3 săptămâni. Nu, m-a întrebat 4 zile la rând același lucru. Și am explicat 4 ori. N-ai reușit să o convingi în 4 zile. Te păi nu, n-a vrut ea. Păi eu știu că e pronume și tu îi spuneai non-stop că e apelativ. Când era... Când era... De-aia tot insista. Păi apelativ este... Deci apelativ, adică un mod de exprimare. Și un mod în care eu... Apelativ, înțelegi? Da, ca Claufus Stroh. Nu știu exact, nu știu exact cum să mă exprim. Unde e apă? Într-un or. Dar am uitat lucrurile voastre în pat. La ora 10 și un pic. A fost apelativ. O furtună din care... Câți copii sunteți în casă? Nu știu, 10, 7, 8, 12, 2 mai sunt la pâine. Auzi, crezi că dacă l-ai pupa, ai putea după să-ți dai seama dacă simți ceva pentru el sau nu? Să fie ăsta un punct culminant, adică să vezi după ce îl săruți, dacă chiar ți-ai cumva confirmat, ți-ai confirmat că vrei să fiți doar prieteni, sau poate vă apropie. Eu, e un punct foarte culminant. Să dacă nu mă apropii pe mine și el o să apropii și după asta, nu știu, să-l fac suferi. Ma nu, e destul de matur să înțeleagă. În afară, 100% te pupai să vezi cum e și simțeai dacă, da. Dacă e să fie sau nu. Da. Că aici, într-adevăr, este un pic mai greu, dar eu am spus lucrul ăsta. Că poate o să ajung să pup pe Cristian. După cât te-ai pupat cu Cristian? Mă... Aproape 2 săptămâni, cred. 3 săptămâni. Pentru că am stat și m-am gândit, ok, am vorbit și am spus și aici în casă, nu mai știu, că îl pup și dacă îmi place, ok. Dacă nu-mi place și nu simt, o să vă pun stop. Eu am o săptămână cu Sorin. Asta e a doua. Și mi-a plăcut. Și nu... N-am pus stop. Și îmi place ce e. Că așa înainte, tot așa avem un dubiu ăsta, știi? La fel ca tine, doar că simțeam așa că ar fi ceva frumos între mine și el, doar că nu eram sigură, adică nu eram sigură pe ce simt eu, dacă simt sau nu, știi? Și când a venit aici în casă la noi și am stat acolo în grădină și ne-am apropiat și era atât de drăguț, se uita la mine de frumos și l-am pupat și mi-a plăcut și am simțit, mi s-a deschis așa sufletul și... foarte fericită acum și vreau să fiu și mai fericită, să-l văd în fiecare zi. Gemenele, ce credeți că au făcut? Ascultă-mă puțin, scuze. Știți ce au făcut gemenele? Gemenele l-au pupat pe Cristian în același timp. Ce părere aveți despre asta? Ați auzit și voi? A, mă
scuzați, n-am v-am văzut acolo. Da. Amândouă pe obraz? Chiar îți curioasă dacă mai ieși la lăsat. Nu, că l-am șters eu. Știi cum a fost Ștevi de acolo? A vrut Cristian să mă ajute la o bilă, să bag o bilă. Dar cine s-a jucat biliar? Eu am zis mijloacă cu Dori și cu băieții. Și Cristian a zis, de un moment dat, vrei să te ajut? Și eu am zis că vrei să mă ajut. Și Cristian și Ștevi de acolo... Nu! Nu! Nu, hai mă, pleacă de aici. Tu a fost pupic din prietenie. Hai mă, data fetelor. Viitoare, auzi, data viitoare. Pe buze tot din prietenie. Pe gât. Să vedem și Cristi cum sărută, fată. Dar ce curioase sunteți voi, fetelor. Cred că ia să nu mai fiți curioase așa. Cred că sărută. Că din glumă în glumă spuneți adevărul, fetelor. V-ar plăcea un bărbat ca Cristian. Da, fată, dar eu am zis. Bine, dacă ar fi mai Cristian. Mare. Dacă ar fi un pic mai mare, la ani, l-am fi luat. Este destul de mare pentru vârsta lui. Auzi, vezi că înainte să plec, poate vreau să-l cunosc pe Cristi. Măi, fetelor, nu știu ce mi-a făcut băiatul ăsta, dar e exact ce vreau eu. Foarte bine. Și tu ai zis că nu, că de aceeași vârstă, nu. Da, știu. Uite că nu știi ce... Îți rezervă viitorul. Fetița nouă! Bună! Hello! Maria! Bună, Maria! Bună! 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 Maria. Doriana, pare bine! Bună, Larisa, pare bine! Ștefania, pare bine! Toate blonde, doamne! Kinga, pare bine! Nu ne mai diferențiem! Natalia, pare bine! Toate blonde, doamne! Grazie, pare bine! Ia un loc aici. Sau aici. Vrei ceva de mult? Nu. Ce faci? Ține emoții. Dacă vrei să te prezinți, vrei să te... Lasă să prezinti. Maria din Botoșani, 22 de ani. Și? Ce te ocupi? Sunt șeful din magazin la un SH din Botoșani. Și cu ce gânduri pe aici ai venit? Pentru cineva anume? Oarecum, dar depinde. Gen... Să-i văd mai bine față în față, știi? Ai un top bine, așa dacă vrei să spui. Ai un top, nu neapărat top, gen ce-am văzut la televizor și mi s-a părut simpatic. Gen mi s-a părut foarte simpatic Radu. Nu ia meu, ia Grațele. Știu, știu. Dacă ai idei, gen am, e mic de statură, deci nu mă încântă ideea, doar vizual. Cristi, cred, zic bine, da-ia ei. Momentan dacă vrei și ai plăcerea să-l cunoști, e ok. Că ai venit aici nou, poate vrei să discuți cu el, să-l cunoști mai bine. Cine știe ce se va întâmpla pe parcurs? Nu mă deranjează. Da, și atât. Sorin mi s-a părut interesant, dar ți-am zis că trebuie să vorbesc cu ei ca să-mi fac o idee, că pe mine mă interesează neapărat aspectul, caracterul ăla, e baza. Mm-hmm. Da. Ce mai avut relații? Mm-hmm. Care a fost cea mai lungă relație? 4 ani jumate. Wow! Cam mine. Wow. Și ultima aproape 2 ani. Da, de la câți ani ți-ai început cu relațiile? Cred că aveam 14 ani la prima relație. Ce, Tom, ce? Și o ținut până amintele la liceu, gen. De copii, da. Da, da, de copii. Ce spui eu când am fost copil, pe bun m-am îndrăgostit în răbați. Păi, dar când sunt de copii, ne îndrăgostim mereu. Ba, au fost 4-5 ani. A început când era copil și a terminat când era deja mare. Ai emoții? Da.